Bun găsit, o nouă ediție specială la campus.pi. Vorbim despre activitatea unei asociații care are deja experiență în mai multe, să zicem, activități deosebite cu care noi buzănii ne mândrim, pentru că la mijloc este vorba despre tineri care aleg să realizeze foarte multe lucruri frumoase pentru semenii noștri. Dați-mi voie să vă prezint cele două invitate din această emisiune. Este vorba despre Teodora Cristina Ferenț. Bine ai revenit, Teodora! Mulțumesc! Este președintele Asociației Symbio Buzău și alături de secretarul acestei asociații, Maria Iazu. Bine v-am găsit! Bine ați venit și mă bucur că sunteți alături de noi și o să ne povestiți lucruri frumoase realizate de voi și despre ceea ce veți realiza în continuare. Pentru că, deși este vacanță, deși nu este Crăciun, deși nu este Paști în această perioadă, da? Nu avem aceste sărbători în această perioadă, cu toate acestea, continuă acțiunile voastre pentru întrajutorarea semenilor și pentru a mai alina suferința unor familii. Spuneam că bine ai revenit, Teodora, pentru că tu ai mai fost în emisiunile la Clubul Artelor, la colega noastră, colaboratoarea noastră, doamna Roxelanu Radu, și ați vorbit despre activitatea Symbio și într-un context frumos de 1 iunie, a fost atunci, mi-aduc aminte, și acum o să vorbim la fel. Ce ați mai făcut voi în ultima perioadă? Am făcut foarte multe. Noi nu prea stăm de obicei și am zis că dacă tot e vară să plusăm cu activitățile cât mai putem și ne mândrim acum cu campania de strângere de donații, care începe chiar de mâine, până pe 17 iulie, la Biserica Sfântul Nicolae. Se pot dona alimente neperisabile, haine și încălțăminte pentru 11 familii din județ care au mare nevoie de noi. O să vorbim mai multe despre aceste familii, cum ați ajuns la aceste familii. Am uitat să fac o mențiune, tu ești elevă la HDU. Clasa A, ai trecut clasa A? 12. A 12-a, deci la A nu avem emoții. Și tu, Maria? Tot la HDU și da? Acum e clasa 11. Clasa 11. Eu v-aș întreba, începem acum să vă cunoaștem așa, ca voluntari, ca oameni implicați în această asociație, cum a apărut asociația Symbio, din ce dorință și după aceea să vă mai întreb și alte lucruri. Asociația Symbio a apărut în anul 2018 la Râmnicu Vâlcea și a fost formată tot din adolescenți care nu erau mulțumiți cu ceea ce aveau în orașul lor. Și ulterior a luat amploare în toate județele din țară. Și noi suntem asociația care a fost înființată a 8-a în anul 2019. Am zis bine că e deja cu experiență. Da. Bun. Și asta este practic activitatea principală, nu? De a ajuta alți oameni. Da, în principiu vrem să ne ajutăm pe noi, pe tineri, pentru că nu prea sunt posibilități pentru noi, pentru a ne dezvolta pe mai multe planuri, pentru a ne cunoaște, pentru a ieși un pic din bula noastră. Exact. Uite, pe tine ce te-a mânat să intri în asociație? Pot spune curiozitatea, pentru că eu nu eram familiarizată cu conceptul de voluntar. Și am auzit în cadrul prietenilor de asociație și vreau să văd exact cam ce înseamnă să fii activ într-o asociație și proiectele din behind the scenes la un proiect. Și pur și simplu am intrat anul trecut, în octombrie, și atunci am rămas aici. Am văzut din activitățile pe care le-ați desfășurat până acum că aveți și între voi niște activități așa de... Vă îngrenați în tot felul de provocări, nu? Da. Chiar azi dimineața am avut un picnic împreună pentru că am zis că e o ocazie bună să ne mai împrietenim, să ne mai cunoaștem, să ne și relaxăm, pentru că e foarte multă muncă și mai merităm și relaxare. Vreau un parc din municipiu sau? Da, în Parcul Tineretului. Ah, frumos. Da. Să nu vă căpătați cu niște căpușe acolo. Sperăm să nu. În ciuda campaniilor autorităților, da, de a extermina căpușele, încă mai sunt prezentări la UPU. Uite, e foarte bine că aveți aceste activități. Aș dori să vorbim despre activități, dar din perioada școlii, pentru că timpul a fost mai limitat, timpul liber. Dar cu toate astea înțeleg că ați mers în continuare, nu? Da. Maria, haideți să ne povestești așa despre câteva activități, lucruri care te-au impresionat.
În cazul meu, prima perioadă de voluntariat a fost un pic mai dificilă pentru că era încă perioada pandemiei și eu, nefiind vaccinată și neavând acel cod, nu puteam să particip la activitățile fizice, dar încercam să particip cât de mult puteam la cele online, webinarele care erau, sau pur și simplu donațiile pe care le făceam în proiectele pe care le-am făcut în cadrul Crăciunului. Dar, odată cu terminarea pandemiei, cred că prin martie-aprilie, am început să putem participa în număr cât mai mare la activități și să fim acolo prezenți și să dăm așa o mână de ajutor. Teodora? Eu, fiind președinte, a trebuit să muncesc, indiferent că a fost școală, pandemie și așa mai departe. Mi-am propus să organizez minim 3 proiecte pe lună și am reușit să mă ocup de asta și în timpul pandemiei și în timpul școlii. Într-adevăr, a fost mai greu în pandemie pentru că am încercat să găsim soluții și pentru cei nevaccinați. Și am încercat cu toate acestea să ne și vedem, chiar dacă nu fizic, să stăm de vorbă, să ne cunoaștem, să vedem cum ne simțim, pentru că este foarte important cum se simt voluntarii. Armata Simbio Buzău, câți soldați are? 140 aproximativ. Ați început așa cu 2, 3, 4, 5, un grup și v-ați extins. Când am preluat eu funcția, erau aproximativ 30 de voluntari. Și ulterior, da, numărul a explodat. Adică și ăsta unul dintre meritele tale, clar, adică te-ai implicat mai mult probabil și ai avut și mai multă ambiție și ai mai multă ambiție. Da, probabil. E, uite, acum am o provocație, atunci am o paranteză. Hai să facem o paranteză. Telespectatorii să vă cunoască mai mult, da? Maria, tu ești elevă la HD. Da. Da? Ce pasiune ai? Dar mai nu, stai, ce școală ai terminat? Școala gimnazială Sfântul Apostol Andrei. Ah, deci suntem vecini de cartier. Adică nu numai vecini de cartier, ci absolvenții aceleași școli. Școala numărul 12, cum era înainte, acum e Sfântul Apostol Andrei din micro 14. Și ai ales HD-ul. De ce ai ales HD-ul? Pot spune că atunci când eram mică, mama mi-a spus așa în câteva linii mari cam care au liceele din oraș. Iar atunci când am mai crescut și mi-am dat seama că trebuie să iau o decizie și să văd exact ce fac cu viața mea, singurul liceu care mă provoca și care mă făcea să dau tot ce mai bun din mine a fost HD-ul. Și mai ales că eu am fost generația care a dat examenul în pandemie, am fost un pic mai stresată pentru admitere și capacitate. Și pot spune că eram foarte entuziasmată și fericită când am intrat liceu. Se deduce faptul că ai fost o elevă eminentă, absolventă a școlii numărul 12, nu îmi spune că ai fost și șefă de promoție. Nu, am fost șefă aproape de promoție. Șefă de promoție, că la HD-ul încă se intră cu o medie destul de mare. Și ai ales HD-ul ce profil? Filologie bilingvă engleză. Am înțeles. Pe principiu că ești mai apropiat așa. Da, și vreau să îmi dezvolt mai multe abilități în comunicare și mi-am gândit că este cel mai bun profil. Bun. Ți-ai conturat ceva pentru viitor, pentru facultate? Momentan nu, am zis că până la finalul verii vreau să mă decid exact ce facultate să aleg. Da, deci despre pasiuni? Sincer, îmi place foarte mult să vorbesc, să colaborez cu foarte multe lume și să fiu implicată în cât mai multe activități, de aceea fac și voluntariat. Și momentan cred că asta e ceea ce fac cel mai des ca și pasiune. Mai desenez din când în când, citesc destul de des. Bun, avem timp și avem acum și mai mult timp pentru asta. Teodora? Eu am terminat școala numărul 7 și la fel și eu am fost foarte hotărâtă că vreau la HD-ul. Pot să spun că HD-ul a fost printre singurele mele opțiuni pe școala, pe lista pentru școli mai departe. Adică eu dacă nu intram la HD-ul nu prea aveam alte variante pe listă. Da, era o dezamăgire. Da. Da. Eu aveam neapărat la HD-ul. Deși am dat, atunci se dădea admitere pe vremea 99 la HD-ul. Fiind foarte bun în ghilimele la matematică, n-am reușit. Nota la română a fost destul de mare, 9 și ceva. Dar am avut sub... Eu n-am nicio problemă să recunosc asta, am avut sub 5 la matematică. Asta e, nu s-a lipit matematica de mine. Îmi trebuia un 5 curat atât în acea vreme, dar n-am fost dezamăgit pentru că în viață lucrurile se echilibrează și există o balanță și faptul că am fost tot acolo, uite, lângă școala 12 la LPS, profil uman, a fost totuși foarte bine, foarte bine.
Eu credeam că îmi spui ceva de sora ta, pe care am avut ocazia să o cunosc cu ocazia multelor performanțe pe care le-a obținut ea la istorie, la olimpiadele de istorie, tot eleva HD-ului și acum a ajuns să aibă o carieră frumoasă în magistratură. Da, pot spune că s-a simțit și influența surorilor mele. M-am simțit cumva împinsă de la spate, știind că ambele au terminat HD-ul. Dar, de asemenea, îmi doream foarte mult și eu filologie bilingvă engleză și știam că performanța adevărată pe acest domeniu se atinge doar la HD-ul. Da. Între timp, telespectatorii noștri vor putea vedea și câteva din momentele surprinse din activitățile voastre. Apropo de ce spuneai tu, Maria, cu admiterea și cu capacitatea, astăzi au fost afișate rezultatele finale la evaluarea națională. Și am cu cine vorbim, pentru că ați trecut prin hopul acesta. Am văzut că în majoritate, toți cei care au depus contestații au avut câștig de cauză. Da? Sunt exemple și de astea mai așa ciudate, cu o diferență între 7,25 prima notă și a doua cu 1,60 mai mare. Și cu exemplele pot continua. Voi cum ați trăit examenul? Eu n-am experiență atât de fericită cu contestația. Eu am făcut contestația la română la 9,80. Trebuie să zic. Adică, voi, gata, eu am făcut lucrare de 10 și da, eu chiar știam ți-a scăzut ce ai zis. Da. Uite, mă, vrea 10, clar. Adică... Dar mi-a ajuns media oricum. Și cu cât a scăzut? Mare. Cu 50 de sutimi. A fost un moment de șoc când mă căutam pe listă, tot dădeam pagina și nu mă vedeam. Da. Sunt și exemple de genul ăsta, uite, cu elevii absolvenți de anul acesta care au depus contestație 9,50 și s-a dus la 9,90, adică n-a fost de 10 curat. Maria, tu cum ai trăit experiența? În cazul meu nu am mai depus contestațiile pentru că în momentul în care am ieșit din sală și nu mai eram acolo plină de emoții, știam din start unde greșisem și când mi-am calculat punctajul la casă era același pe care l-am primit și la examen și n-am mai găsit oportunitatea să mai dau contestații. Cred că la română luasem 9,50 și la matematică 9,40 și am fost destul de mulțumită de note și am zis că nu are sens să le mai scad. Le las așa. Bun, și acum după această paranteză prin care v-am cunoscut mai bine, revenim la activitățile de ce tineri frumoși și la propriu și la figurat. Activități, multe activități în aer liber, nu numai, bine, acum când e pe sezonul rece, trebuie să fiți indoor. Activitățile, spuneam și asta am constatat că nu le faceți doar cu ocazia anume. Da. Că e Crăciun sau că e sărbătoarea mare a Paștelui, da? Oricând se ivește această posibilitate, prin ambiție, domnule, noi trebuie să facem asta, da? O faceți un target până săptămâna viitoare, facem ceva. Iar de mâine aveți o activitate, ceea de care spuneai la începutul emisiunii. Haideți să ne povestești mai multe cum ați ajuns la această nouă provocare de a ajuta mai multe familii din familii buzoiene. Campania se numește Cum rămâne cu noi și, așa cum am spus, se adresează mai multor familii din județul Buzău care au nevoie. Aceste familii, unele dintre ele au apelat la noi auzind de ceea ce am realizat ajutând alte familii în perioada Crăciunului, iar pe altele le-au găsit voluntarii noștri, dând scroll pe Facebook și au zis că trebuie neapărat să-i ajutăm. Am făcut o mică verificare pentru că în zilele noastre e nevoie să mai verifici pentru că evident, sunt foarte mulți oameni care profită. Și am întocmit această listă când am ajuns la acest număr de 30 și ceva de copii care au neapărat nevoie de noi. Am zis, gata, trebuie să începem campania acum. Da, eram convins că e vorba de familii numeroase, da? Cu mulți membri și în special vă adresați copiilor. Ce vă trebuie? Uite, sunt oameni care se uită la această emisiune și pe care îi rog și pe această cale să se alăture campaniei. Ce ar trebui să strângeți voi așa? Ce v-ați propus, Maria? Păi avem nevoie de hăinuțe și jucării pentru cei mici, dar și pentru cei mai mari, pentru că avem două cazuri de copii care au trăit în orfelinat și au 18 ani și au și nevoie de ajutorul nostru. De asemenea, putem să oferim și alimente perisabile acestora, așa că dacă ni se pot oferi acestea prin donații, vom fi foarte recunoscători.
haine, alimente, bănesc că și produse de igienă personală. Da, da. Tot ceea ce strictul necesar pentru o familie cu mulți copii. Și toate aceste obiecte, cum, ce trebuie să facă cetățenii care vor să doneze? Pot dona și bani? Nu există încă, n-aveți un cont, nu-i realizat un cont. N-ar fi rău să faceți și un cont bancar. Da, nu ar fi rău, dar că oamenii în general am observat în decursul celorlalte activități că sunt mai sceptici când vine vorba de donat bani și preferă să doneze direct produsele. Am înțeles. Produse pe care le așteptați unde anume? La Biserica Sfântul Nicolae din Dolobranți. Așa cum spuneam, Biserica Sfântul Nicolae, deci colaborați cu... Da, au fost foarte drăguți domnul Părinte Gherghe pentru că s-a oferit chiar să ne fie parteneri și să ne ajute în demersul acestei campanii. Pentru că ne-a fost foarte greu să găsim un loc, pentru că ai nevoie de un spațiu unde să strângi toate aceste donații, nu poți să le spui oamenilor, ne întâlnim la copacul din centru. Exact. Ai mai spus, dar te rog frumos să reamintești, mâine începe campania, până când? Până pe 17 iulie, între orele 8 și 10 dimineața, voluntarii noștri vor fi mereu acolo, este suficient doar ca oamenii să aducă produsele, iar noi ne vom ocupa mai departe. Bun, haideți să vorbim despre voluntari, voluntarii din echipa voastră. Cum îi caracterizați pe parteneri, pe colegii voștri, de fapt, din asociație? Putem spune creativi, pentru că mare parte din numărul proiectelor vin din partea acestora. Sunt foarte descurcăreți, mereu găsesc o variantă de a rezolva o problemă, nu știu să se panicheze. Și știu să-și trăiască viața. Sunt oameni plini de viață care vor să fie fericiți și să facă ceva în comunitatea lor. Cristina? Da. Cristina, Teodora, deci... Eu sunt fericită cu voluntarii mei, pentru că nu aș fi reușit să realizez atât de multe lucruri frumoase fără ei. Da, sunt și unii care nu se implică chiar atât de mult, cum este peste tot. Dar majoritatea sunt foarte implicați, își doresc din ce în ce mai mult, vin cu propuneri, vor chiar să organizeze ei proiectele. Mai nou am creat un departament pentru liderii de proiect și lăsăm chiar pe ei să dirigeze proiectele. Și cred că este o ocazie foarte bună pentru ei să se maturizeze înainte să meargă la facultate. Da, și experiențele astea, până la urmă, reprezintă lucruri care îi pot întări, da, pentru viață. Adică, până și vizitele astea la familie, vedeți, uite, în ce situație trăiesc copiii. Sunt experiențe pentru voi la o vârstă la care unii dintre cei din generația voastră au alte, să zicem, pasiuni, ghilimele. Voluntariatul în România, apropo de ceea ce faceți voi, încă este la domeniul ăsta de voluntariat. Dar uite, se mișcă pe aici, pe acolo lucrurile și asociația voastră este un exemplu în chestiunea asta de a atrage voluntari, oameni care să facă lucruri pentru alți oameni, fără a avea ceva în schimb, în afară de mulțumirea sufletească. Cum e la voi? Da, și pe lângă mulțumirea sufletească este o mândrie foarte mare când vezi ceea ce ai reușit să realizezi, când vezi câți oameni ai reușit să angrenezi pentru un scop. Și e foarte frumos, adică eu mă bucur foarte mult că am ajuns să am experiența asta și faptul că am acceptat atunci postul de director de marketing, că eu așa am început în Simbio, ulterior ajungând președinte, cred că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o până acum. Maria? Sentimentele de mândrie sunt, chiar mă bucur de tot ce am reușit să realizăm noi ca și asociație. De asemenea, sunt momente în care nici nu știi ce simți, pentru că ești măgulit de tot ce se întâmplă în jurul tău. Și pot spune că acum, având șansa de, cred că mai puțin de o lună, să fac parte din conducere, vreau să mă implic și mai mult și să trăiesc la maxim experiența de voluntar. Sunt curios cum reacționează profesorii, cum vă văd profesorii, pentru că sunt convins că un dintre profesori vă știu activitatea. Da, aici este cu dus și întors. Sunt unii care nu sunt chiar atât de fericiți și consideră că școala ar trebui să fie pe primul loc. Am zis-o bine că sunt curios, așa. Dar sunt și profesori care chiar se implică, ne înțeleg dacă uneori întârziem sau trebuie să plecăm mai devreme. Sunt înțelegători și chiar ne oferă sfaturi, pentru că suntem elevi, mai avem nevoie și de sfaturi de la profesori. Și chiar profesoara mea de limba și literatura română ne-a ajutat să organizăm un cenaclu literar în aer liber. Deci și profesorii se implică, o parte din ei.
Da. Maria? În cazul meu, profesorii încă nu știu că fac parte dintr-o asociație de voluntariat. Probabil că ar acționa ok, pentru că îi știu pe toți dintre ei și sunt oameni foarte deschiși la minte și vor să ne vadă cât mai implicați, atât în educația noastră, cât și în societate. Da, nu mai zic de familie care sunt alături de voi, familiile voastre. Da. Da, e o încântare și asta. Să mă realizez lucruri care poate în aparență nu sunt mărețe, dar fiind vorba despre oameni, știu cum se simte o familie la care ajunge cineva cu ceva în mânuță. Știu că există și familii care se bucură doar de prezența altor oameni, doar de faptul că pot socializa cu cineva. Și de copii la fel, care pentru unii dintre ei anumite obiecte sau, să zicem, niște banane din astea, le văd destul de rar. Sau au fost la îndemâna lor destul de rar și trăiesc în niște condiții foarte, foarte curunte. Iar societatea trebuie să reacționeze în continuare. Pentru că cu toții avem probleme. Și acasă, și la muncă, poate, și la școală. Dar dacă ne găsim timp pentru așa ceva, poate exista o eliberare din asta, o mulțumire sufletească, prin care multe dintre problemele despre care spuneam mai devreme să fie depășite mai ușor. Pentru că vezi că altcineva este în situație mai delicată decât a ta și nu poți să zici, păi, iar am pierdut autobuzul sau nu știu, nu mai am bani de benzină, alții nu au bani nici de, să zicem, de pentru o săptămână de ulei, da? Prășesc în untură sau soluții din astea de moment, din cauza faptului că nu o situație financiară foarte bună. Eu sunt curios dacă ați încercat să îngrânați și instituții publice în demersurile voastre și cum au reacționat și dacă există sprijin. Sau vreți să vă rezervați deocamdată la grupul ăsta puternic prin care dărâmați multe bariere. Noi am încercat să cerem ajutor și instituțiilor publice și cele private, dar din păcate ni s-au deschis foarte puține uși și am fost nevoiți să ne descurcăm cu ce avem, de aceea și majoritatea activităților noastre au loc în aer liber, pentru că este foarte greu și nu doar să primești o sponsorizare, ci și să primești un spațiu care nu, exact în care poți. Nu este ceva extraordinar, nu te costă nimic, pur și simplu doar să dai o aprobare pe hârtie și noi nu reușim să primim. Uite, vă lansez o provocare. Dacă aveți idei, puteți să apelați la noi. Întotdeauna noi am reușit să fim, atunci când am avut acest apel din partea unor asociații sau organizații, să fim parteneri de promovare și parteneri prin liantul de care spuneam mai devreme între, cu autoritățile, de fapt. Da? Poate nu neapărat avem mai multe intrări, dar putem să sensibilizăm în ghilimele, dacă nu se zice, domnule, dar haideți, că puteți să faceți lucrul ăsta, nu trebuie să fie foarte multe rugăminți și de aceea vă lansăm această provocare, ori de câte ori aveți vreo idee și simțiți că trebuie să apelați la o capacitate mai mare, puteți să apelați la noi cu mare drag. Mulțumim și suntem siguri că o să ne folosim de asta foarte curând. Cu mare drag și, uite, apropo de campania pe care o lansați de mâine, e foarte bine că biserica este în continuare alături. Eu sunt convins că din zona asta veți găsi în continuare sprijin. Da. Într-adevăr, chiar ne ajută și ne percep ca niște mici adulți, ceea ce instituțiile nu o fac, instituțiile nu ne prea iau în serios. Chiar de Crăciun ne-au întrebat dacă dorim să le fim alături într-o campanie pe care ei o desfășurau la Biserica Banu și am fost foarte fericiți că ne-au chemat alături de ei și așa am strâns cadouri pentru 70 de copii. Wow, 70! Da. Cum e vânzoleala asta? Deci când vin oamenii și cred că simțiți, apropo de ce mai spuneam, de lucrurile care vin odată cu voluntariatul, să vedeți alți oameni care, uite, au răspuns chemării voastre. Maria? Uneori este măgulitor,
pentru că nu știi exact cum reacționează oamenii la anumite lucruri de genul acesta, pentru că unii, cum ați spus și dumneavoastră, pot să fie depăsători și nu vor să participe, dar atunci când a fost, spre exemplu, activitatea de Crăciun, am fost cu toții foarte fericiți că am reușit să ajutăm numai atât de mare copii, mai ales în perioada Crăciunului. Teodora. Pe lângă persoanele care ne ajută, cum ar fi biserica, de la care te aștepți cumva, că te aștepți să se implice, am întâlnit și oameni de la care chiar nu ne așteptam să primim un ajutor, cum a fost în iarnă, căutam un spațiu pentru vernisajul nostru caritabil și am ajuns chiar să căutăm pe OLX spații și un domn a fost foarte drăguț și ne-a pus la dispoziție spațiul său gratuit. Uite, chiar vreau să vă întreb tot în virtutea acestei discuții, cam ce fel de persoane vin și sar în ajutor? În majoritatea așa, sau sunt de diverse categorii? În general ne ajută oamenii mai tineri. Ei sunt mai deschiși și cumva încearcă să vadă dincolo de chipurile noastre tinere și să vadă mai mult cauza pentru care luptăm. În general, persoanele trecute de vârstă sunt sceptice, nu au încredere în noi, nu înțeleg de ce facem asta, am avut chiar activități. Vara trecută am avut o activitate apă rece pentru zile calde, în care le ofeream oamenilor pe stradă apă rece pentru că era caniculă, da. Sticlele de apă erau sigilate, se vedea și au fost oameni care au fost foarte violenți cu noi chiar, zicându-ne că facem parte din secte și că cheamă poliția dacă nu... Dumnezeule. Ne depărtăm. Da. Sunt și exemplele din astea. Da. Dar și experiențele astea, tot așa, fac parte din activitatea asta agitată atunci când sunteți în activități, e ceva nebunie așa. Da, mereu se întâmplă ceva. Da. Știi cum e, nu poți să le împaci pe toate. Eu sunt convins că voi aveți o activitate nobilă acum, dacă unii o interpretează altfel. Asta e. E problema lor. Ideea este să fie mai mulți care să acheseze, să răspundă chemărilor voastre, pentru că eforturile, mai ales în ziua de astăzi, în ghilimele, să zic așa, aparent ar putea fi mare efortul, că trăim într-o perioadă destul de agitată, din multe puncte de vedere. Mă refer și la bani și la problemele astea pe care le vedem în fiecare zi, cu scumpirile. Pe de altă parte, nu este foarte greu ca după ce copiii au crescut, câteva hăinuțe care nu mai sunt bune, în loc să le arunci undeva la tomberon, mai bine să le păstrezi pentru a le da uite. Să le da la asociația Simbio, nu? Maria. Da, personal, eu asta fac de când sunt mică, pentru că mama mea avea destul de multe cunoștințe din zone mai defavorizate și a spus că ea nu a lăsat sufletul să arunce hainele mele și am donat foarte multe haine de când m-am născut și cred că este ceva ce ar trebui să facă mai multă lume, pentru că nu mulți se uită la etichete, multora chiar nu le pasă de ele și mai bine să facem un bine decât să irosim lucrurile. Teodora, au fost momente în care ai simțit, mă rog, în urma demersurilor pe care le-ai făcut în calitate de președinte, că stai un moment așa să zici, aoleu, mai bine, hai să fac o pauză, sau ai mers de la început până în prezent așa cu multă stare de optimism? Au fost și momente în care am vrut să renunț, pentru că mă simțeam copleșită de ceea ce se întâmplă la început, când nu aveam suficienți voluntari, suficiente resurse și voiam să se întâmple atât de multe, dar nu aveam efectiv cu ce să fac mai mult. Dar mă bucur că nu am renunțat. Eu tind și să iau tot ce se întâmplă foarte personal, pentru că muncesc foarte mult pentru ceea ce se întâmplă în Simbio. Și atunci dacă ceva nu merge bine, cum am așteptat, vreau să mă gândesc unde am greșit eu, să știu cum aș fi putut să fac lucrurile altfel, să autodepășesc evenimentele după evenimente, să fie totul din ce în ce mai bine. Maria? Pot spune că la
conduce, nu sunt de foarte mult timp, deci nu am o experiență vastă în domeniu, dar am mai avut din când în când momente în care nu știam ce să fac, doar că am avut norocul să am pe o lângă mine care să mă învețe foarte multe lucruri și nu pot spune că am avut un moment în care să nu-mi fi dorit să fiu cine sunt acum. Eu sunt convins că veți merge până la capăt. Acum nu știu ce va face Teodora după ce termină ea prima liceul. Chiar așa. Wow, eu am planuri mărețe și aș prefera să nu mă pronunț înainte să le realizez. Am înțeles. Atunci nu dăm amănunte, dar știu că e și alte activități. Nu știu cum le îmbin pe toate. Inclusiv așa, ajuți și copiii care vor să fie mai buni la engleză, nu? Da, mai și dau meditații la limba engleză. Te ești modestă, la fel ca orice tânăr ambițios, tu ești modestă, nu? Da. Și tu, Maria, ești modestă. Da. Voi sunteți elevi la fel, de luați note foarte bune. Da. Mai sunt zile. Mai sunt zile și zile. Materiile preferate, acum ne relaxăm și mai mult așa pe final de emisiune. Materiile preferate? Limba engleză, română, geografie și istoria. Mie îmi plac materiile ce țin de partea aceasta socială, psihologie, sociologie, economie și engleza, că de asta sunt pe bilingv, și limba română. Da, frumos. Vă admir, vă respect, ca și pe alți tineri pe care am avut aici în studio, cu diverse activități și cu performanțe, și eu vă consider că sunteți modele. Multe activități pe care voi le derulați sunt și lecții de viață, iar voi, la rândul vostru, puteți învăța lecții de viață din activitățile pe care le derulați, mergând la familiile acestea care sunt năpăstuite. Și vă doresc foarte mult succes în campania asta. Mulțumim. O să fim alături, promovăm. Venim săptămâna viitoare să facem un bilanț la primelor zile de campanie, da? Da. Să vedem câte bunuri s-au strâns acolo la biserica, încă o dată. Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae din Dorobanți. Da. Așa. Unde sunt așteptate hăinuțe, alimente neperisabile, produse de igienă. Voluntarii de la Asociația Simbio vă așteaptă între 8 și 10, da? De luni, da, până vineri. Și în weekend. Și în weekend. Și mai tare. Și mai tare. Vă mulțumesc, fetelor. Mult succes în tot ceea ce faceți și colaborăm. Nu uitați de provocarea pe care v-am făcut-o. Cu mare drag vom fi parteneri ori de câte ori ne voți solicita. Mulțumim. Le mulțumim și celor care au urmărit această ediție specială. Să aveți o seară excelentă. La revedere.